Sub sloganul Vâlcea, cel mai frumos județ din România, președintele Constantin Rădulescu a vrut să demonstreze că la noi sunt oportunități nebănuite și încă neexploatate pe deplin. De aceea, ajutat de mai mulți primari din județ, a oferit oaspeților din străinătate, ambasadori ai României peste tot în lume, un stand cu produse tradiționale. Printre cei peste 70 de ambasadori și consul prezenți s-au numărat și doi vâlceni, ambasadorul României în Luxemburg, Lilian Zanfiroiu, și ambasadorul României în Albania, Mircea Perpelea. Organizarea acestei manifestări aici, în județul Vâlcea, a fost o alegere foarte bună și părerea mea este că după criterii absolut obiective. Și felicit pe cei care au luat decizia, dar și pe cei din conducerea administrației locale a județului pentru faptul că au adresat această invitație. Iată, Viroiu, credeți că vor exista roade ale acestei întâlniri cât de curând? Acum, orice întâlnire de genul acesta are un potențial. Că vor exista sau nu vor exista roade, asta depinde de investitorii care ar fi să fie interesați de a veni în județul Vâlcea. Pentru că colegii mei cel mult pot să preia informație, să preia cliente, să preia, în general, invitații de a depune investiții, mă rog, cei interesați. Părerea mea este că, da, potențial există aici și ar putea implicit exista și roade în urma unei astfel de întâlniri. Gazda întâlnirii, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a făcut o pledoarie pentru Vâlcea și pentru frumusețile ei, iar primarul Râmnicului, Mircea Gutău, i-a invitat pe oaspeți să vină mai des pe meleagurile noastre. A spus că Vâlcea este cel mai frumos județ din România pentru oamenii, armonia locurilor, legendele, spiritualitatea, obiceiurile, modernitatea, clima și bogățiile naturale care nobilează acest spațiu aflat la intersecția geografică a Olteniei cu Muntenia și cu Ardealul. Vâlcea este locul binecuvântat de Sfinții Martiri Brâncoveni și este județul domnesc ales de voievozii Mircea cel Bătrân și Basarab pentru odihna veșnică. Vâlcea este ținutul dăruit cu cele mai multe și frumoase mănăstiri. Vâlcea este locul în care a fost botezat Mihai Voievod. Banul dumneavoastră de Craiova, domnule Cioran. Unde Antimi Vireanul și-a adus tipanița și unde bădia Tudor Vladimirescu și-a adunat pandurii. Este județul atosului românesc. Atos românesc adăpostit în munte la Frăsinei. Și așa cum frumos spunea în al preasfințitul Varsanufie, bunul nostru arhiepiscop, Vâlcea este județul unde Dumnezeu și-a pus degetul său pentru a-l înzestra cu oameni buni și locuri minunate. Dragi prieteni, din Bălceștii lui Poenaru și până în Loviștea Basarabilor, de la Castrul Roman din Călimănești și până în Drăgășanii lui Gib Mihăiescu, de la un capăt la altul, Vâlcea este unic, frumos, binecuvântat, dăruitor de bucurie pentru cei care veți dori să descoperiți. Nefiind vâlcean, sunt bucovinean, sunt mândru că locuiesc în municipiul Râmnicului Vâlcea și județul Vâlcea, pentru că este un județ extraordinar de frumos, care cu oameni extraordinar de ambițioși. Dacă la noi în Bucovina se spune că bucovinenii sunt foarte ospitalieri, am făcut liceu și facultatea în Sibiu și se spun că sunt oameni corecți, exacți și respectă cuvântul dat, oltenii sunt extraordinar de ambițioși. Și dacă reușești să iei de la toți cei mai buni, poți face performanță. Discursul fostului ministru de externe, Adrian Cioroianu, s-a bucurat de multe aplauze, mai ales că fostul demnitar a vorbit pe șleau despre lucruri care îi dor și pe ambasadori. Dublu front pe care trebuie să luptăm. Pe de o parte, convingerea românilor că produsele românești deseori sunt mai bune decât ceea ce importăm. Din punctul meu de vedere, este cu totul problematic, să nu spun altfel, procentul de importuri alimentare pe care România îl face de 28 de ani. Și este o sarcină atât pentru oamenii politici, cât și pentru diplomați și pentru media, ca să profiți de prezența presei
Cum vom scoate din mintea concetățenilor noștri această idee clișeu că un produs străin e un produs mai bun decât unul românesc? În realitate, de multe ori lucrurile nu stau așa. Și vă mulțumesc mult de tot! La finalul discuțiilor informative, reprezentanții Corpului Diplomatic Român au fost invitați să cunoască mai multe locuri emblematice pentru Vâlcea.